seara tuturor! Bine v-am găsit! Cum se aude? Dați să verificăm sunetul. Bine, da? Da, mersi mult, mersi mult! Îmi pare bine să vă văd! Sunt bucuroasă astăzi pentru voi să mă împart cu istoria mea. Mă numesc Laura Boico, Loredana, numele meu pe lung. Sunt partener al companiei Oriflame. Sunt aici pentru voi la rugămintea liderului vostru. Vă salut, salut liderul Isache Aliona, îmi pare bine. Sunt și eu o mămică în concediu, da, de maternitate, care a hotărât să-și încerce, da, norocul, cum s-ar zice, cu compania Oriflame. Și astăzi eu o să vă povestesc calea mea, da, după temă, cum vedeți, calea mea de la mămică în concediu maternitate la director al companiei. Trecem la temă. Așa. Sunt pregătite pozele cu text rusesc, dar cred că o să fie clar. Eu explic. Să facem un pic cunoștință. Aceasta este familia mea. Sunt din Chișinău. Avem o fetiță de 2 ani și jumătate. Este motivatorul, da, meu, sensul pentru cine facem tot, pentru cine muncim. Pentru cine vrem să dobândim aceste succese, da, asta este familia, ca și pentru oricare din dumneavoastră, corect. În acest, da, să vă zic că în companie, da, m-am înregistrat pe 27 octombrie 2013, da, 2 ani deja și jumătate, să zicem, da, mai mult. M-am înregistrat prin internet, da? Vă zic că lucrez și acum online și tot timpul am lucrat online. Mi-a convenit modalitatea aceasta, fiindcă când am început să lucrez, după cum vedeți în poza asta micuță, puiul meu avea 5 luni. Respectiv, nu era posibil, da, să mă deplasez, să merg la întâlniri și așa mai departe, deci am ales modalitatea asta. Într-un proiect, da, m-am înregistrat în proiectul nostru unde eu lucrez, se numește Express Cariera, eu cred că voi ați auzit pe internet și liderul vostru tot este Bravo. Lucrează și ea pe internet, deci trebuie să încercați orice metodă. Orice metodă de lucru este, da, binevenită dacă faci lucrul, dacă faci cu toată inima și știi ce vrei să dobândești, da? Deci oricum se primește la sigur. Ce vreau să zic în această perioadă de timp, da, de când m-am înregistrat până acum, cum s-a schimbat viața, da, și cum ne-am schimbat noi, familia mea, o să vă arăt chiar poza, poza reală a familiei. Iată așa eram noi când a venit Oriflame în casa noastră, da? Vă zic, fetița avea 5 luni, lucra soțul, doar știți, când este mama în concediu de maternitate, responsabilitatea și, da, venitul principal îl aduce bărbatul. Deja soțul, da, a fost greu, mă rog, eu după lucrul meu de bază, da, am lucrat și acum încă sunt, da, lucrătora unei bănci comerciale, da, din Moldova. Și după salariul care îl aveam acolo, aveam funcție de conducere, respectiv și, da, banii pe copil, da, care primeam, erau și sunt 1500 de lei, pentru cineva poate să ziceți că e mult, da, de atât că în comparație cu minimum, da,
dar oricum erau credite, eu fiind lucrător bancar ne-am luat câteva credite, am făcut reparație, au fost necesități care trebuia să le facem. Și când am ieșit deja în decret, au mai greu mergea acoperirea cheltuielilor, da, vă dați seama. Când m-am înregistrat să mă folosesc de produse. Să vă spun sincer, nici nu aveam idee despre business-ul, dacă în companie poți să câștigi bani, idei, dar de scara succesului de marketing plan în genere nu aveam idee. Cu ce idee eu m-am înregistrat, zic că o să fac ceva bani. Mă gândeam așa, o să propun la prietenele mele, la rude, o să vând și eu cu catalogul și o să fac ceva bani, măcar pentru Pampers la asta mică. Da, iată, cu așa gând eu m-am înregistrat, sincer, căutam ceva, un venit adăugător, dar nu aveam idee de volumul, da, de banii care pot să-i câștigi aici, în compania Oriflame. Și respectiv, vedeți, da, diferența cum s-a schimbat, cum noi ne-am schimbat și fizic și cum s-a schimbat și venitul, da? Deci este destul de impunător. Ceea ce vă doresc și vouă, la fiecare începător, să vă puneți scop, să nu cedați, să aveți încredere în ceea ce faceți, da, și să fiți siguri că compania Oriflame plătește, da? Deci pentru munca care o depui, ești răsplătit la un nivel foarte înalt, da? Nu numai prin bani, dar și prin călătoriile care oferă și premiile care ne dau. O să vă arăt tot, da, ceea de ce eu am beneficiat în această perioadă de când sunt înregistrată, ceea ce vă doresc și vouă, absolut la toți. Vreau să vă arăt cum eu da, am crescut în această companie, da, în proiect. Uitați-vă, cum v-am spus, m-am înregistrat în 27 octombrie, da, 2013, și asta era la noi catalogul 15, da? Sponsorul meu este din Ucraina, da? M-am spus că m-am înregistrat, deci este din Ucraina. Să vă zic, da, mă rog, nu era și ea începătoare, deci am muncit împreună și împreună ne-am ajutat una pe alta, da, așa să zicem. Primul catalog, da, vedeți cum după tabelul ăsta, cum făceam eu balurile mele personale, da? Ca exemplu, fiindcă am făcut tabela asta și am arătat și la echipa mea, ca să vadă și creșterea, cum eu am crescut și cum venitul mi-a venit treptat, da? Că de la început nu cade așa bani deodată pe noi, da? Tot vine treptat. Deci prima dată am făcut 100, 110 baluri. Țin minte că mi-a zis sponsorul meu că era o promoție, m-am înregistrat într-o promoție cu cadouri, da, cum este și acum la noi. Și ea zice, dacă tu o să faci, da, 100, minimum 100, pasul 1, cum noi spunem, da, o să ai cadou. Sincer să vă spun, la moment atunci nu aveam bani eu în plus în casă, da, că v-am zis că era greu într-adevăr financiar. Am luat și eu și am arătat catalogul, da, la rude și am zis că iată, eu m-am înregistrat în companie și cine vrea de la mine, da, mă rog, eu le ofeream reducerea asta de 18% care era, da, acum e 20, mă rog, nu m-am bazat pe venitul cel, am vrut cadou, iată ce am vrut eu la început, am vrut cadou. Și am strâns eu, da, comanda asta și am făcut. Pe urmă făceam, vedeți, cât puteam, da? Dar respectiv am început să recrutez, da? Să invit persoane.
catalogul 17, da, de anul nou, am ieșit la 3%, da, datorită echipei, da, împreună cu echipa. Deci voi știți că creșteți datorită, deci comanda care o faceți dumneavoastră, balurile de personale plus balurile persoanelor care le înregistrați, care sunt în echipa voastră, balurile de grupă, da, și voi creșteți pe baza balurilor de grupă. Deci am ieșit la 3%, eram cea mai fericită. A fost un an nou așa vesel că am dobândit, am ajuns la 3%, îmi părea că sunt director deja. Da, și vedeți că am făcut 134 de puncte, dar nu aveam idee atunci că trebuie să fac 150, să vă spun sincer. Poate mai găseam, eu mai arătam catalogul ceva și aveam și primul venit, da, să zicem. Adică eu vă spun cam care au fost erorile care nu le știam, da, din faptul că nu cunoșteam informația. Ceea ce vă sfătui să informați lumea voastră despre toate oportunitățile. Da, deci dacă făceam și aici, primeam banii, da? Respectiv, uitați-vă cum am crescut. Deja în catalogul 3, da, am devenit manager, am sărit peste nivelul acesta de 9%, am lucrat cu echipa, am recrutat. Catalogul acesta era catalogul de sărbătoare, da? Luna martie. Și aici se vede, da, că am avut creștere. Da, și am primit primul salariu, da? Am făcut 189 de baluri și am primit primul salariu. Tot a fost foarte emoțional. 800 de lei. Și știți că după ce când aveți deja banii pe numărul de consultant, da, când aveți deja salariu, vă este mai ușor să faceți comenzile personale, da? Când deja aveți bani pe numărul de consultant, făcând, de exemplu, aceleași 150 de baluri, da, care trebuie să le faceți pentru a primi venitul, atunci achitați doar jumătate din sumă. Jumătate se scoate din suma care este pe numărul de consultant. Deci este convenabil, este mai ușor. Deci mi-a fost și mie deja mai ușor când am început să am banii pe număr de consultant. Am început să-mi permit și mie să mai cumpăr câte ceva din cosmetică, ceea ce eu vroiam. Căci stând acasă în decret, nu prea îți permiteai să-ți cumperi. Aveai un ruj acolo, un rimel, da, și cel mai necesar și restul era pentru copil. Deci restul era toți banii mergeau pentru copil, pentru necesitățile ei în primul rând, noi cu soțul pe planul 2. Și mai departe, da, vedeți cum deja am crescut, da, perioada de vară am fost la 9%, da, deja din catalogul 10, da, am început iarăși 12, da, pe urmă, da, iarăși 12, 3 cataloge, da, la 12. Și în catalogul 13 deja am ridicat alt nivel, da, cum se spune, perioada de creștere. Eu eram înregistrată în perioada asta când era programa Turbo Rost. Cred că din managerii care sunt, eu nu știu ce nivel acum asistă la webinar, dar cred că majoritatea trebuie să știi, inclusiv și Alena, a fost așa un program Turbo Rost, care preconiza premii, da, de la nivel de manager, da, la nivel de 12%, 15%, da, 18%, deci eu am nimerit în perioada asta și respectiv vedeți după sume că acolo intră și premia pentru nivelul care a fost obținut. Da, bravo, mă bucur, văd că ați primit și voi. Mă întreabă și acum echipa mea când o să fie și la noi în Moldova, o să mai fie, așa zic, sperăm că o să mai fie, vor, sigur că vor. Mai sunt și în alte țări și se uită, se orientează, dar la moment lucrăm cu ceea ce avem. Și respectiv, uitați-vă, am fost, da, în catalogul 13-15, deja 14 și 15, da? Am fost nivelul de 18% și în catalogul 16, da, am deschis titlul de director.
Ce să vă zic, în catalogul 16 încă era o pricină de ce anume în 16 am vrut atât de mult. A fost încă așa un program expres director, da? Care preconiza că dacă deschizi titlul de director în catalogul, ultimul catalog pentru acest program era 16, deci dacă deschideai titlul în 16, da, puteai să beneficiezi de două premii de 1000 de dolari. Adică 6 cataloage la rând, mențineai nivelul de 7500 minimum, da, baluri în grupă, da, și titlul deschis de director, da, și primeai 1000 de dolari și mai mențineai încă 6 cataloage la rând și compania ți mai achita încă 1000 de dolari. Toate astea eu le-am primit, o să vă arăt. Deci au fost emoții de nedescris. Eu cred că acum, da, văd Angela, da, Alena, voi mă înțelegeți, da, momentul când ești la nivelul acesta de 22%, da, îți pare că e ireal, că ceva, am socoteam așa de 1000 de ori câte baluri, fiindcă eu am structura mea este internațională, da? Nu lucrez doar cu Moldova și respectiv balurile acestea la mine se formează din mai multe grupe, da? Grupa Ucraina, Rusia, Moldova și așa mai departe. Știu că momentul ăsta mi-am luat în brațe fata, soțul era la lucru și am cuprins-o și mi curgeau lacrimi. Nu puteam nici să vorbesc, eram în lacrimi tot și emoții și că i-am îi ziceam lui asta mică, mama a făcut asta și a făcut pentru tine. Și acum vorbesc și e ca emoțiile astea le trec. Și ce vreau să vă zic, când au apărut la mine în echipă deja directori, da, că deja am fete care au ieșit la 22%. Am retrăit, să vă zic, cam aceleași emoții împreună cu ele. Plângeau ele, plângeam și eu. Cel care încă nu a ajuns, încă nu ne înțelege despre ce vorbim. Eu vă doresc din tot sufletul să ajungeți cât mai repede la nivelul ăsta și să simțiți știi, să treacă prin tine emoția asta, că tu ai făcut asta, tu ai dobândit și totul este înainte, cum eu zic, de la nivel de 22%, da? Totul se începe. Și uitați-vă, ce vreau eu să vă zic, în catalogul 17, da? Eu aveam acumulată o sumă deja bună pe numărul de consultant. Voi știți că până a deschide contul la bancă, da? Până a deschide contul la bancă, banii vin pe numărul de consultant, da? La voi. Și când o să deschideți, da, se transferă toată suma care ați acumulat-o pe cont, se transferă pe contul vostru la bancă, da? Respectiv, eu era anul nou, da, iarăși eu în titlu deschis de director în 2014, da, și aveam mulți bani pe numărul de consultant. Și m-am gândit cum să fac să-i scot, da, cum să-i scot, fiindcă vroiam să am cash. Era, mă rog, sărbătoare, dar în frigider era cam gol. Vă spun sincer, nu aveam nici brăduț în casă. Lua asta mică trebuia să-i cumpărăm cizmulițe. Erau necesități și am luat și eu catalogul, da? Și am arătat la prieteni, la rude, cui am putut, da? Și uitați-vă, am făcut personal 1079 de baluri. Și mi-am scos, da, prin comenzi, da, venitul meu, o parte din venit, cu care m-am dus la magazin și am cumpărat brad, am cumpărat încălțăminte lui asta mică, am cumpărat mâncare pentru anul nou. Poate pentru cineva asta este banal, da, poate să vă gândiți, dar pentru mine a fost, înțelegeți, așa, mă simțeam mândră de mine că, iată, eu, stând acasă, da, cu copilul, am câștigat,
și iată banii și am putut să cumpăr. A fost un an nou foarte fericit, cu emoții, cu emoții plăcute, da, și ceea ce vă zic, nu cedați, au fost momente grele. Eu cred că mă înțeleg, multe din voi mă înțeleg. Povestesc, da, ceea ce am retrăit, da, cum a decurs calea asta, da, și au fost momente grele, fiindcă să nu credeți că atât de ușor să lucreze online, da, să zic. Fiindcă nu, cum să vă zic, lucrez mult, da, eu lucram și noaptea și așa mai departe. Nu toți rezistă, da, așa să lucreze. Fetița adormeam, da, și lucram, fiindcă știam că dacă nu dobândesc aici, nu am din altă parte de unde să câștig, da, vroiam să ies eu din greutatea asta, da, și ziceam că dacă alții au reușit, de ce eu să nu reușesc, da? Deci mă lăsam într-o parte toate greutățile și din nou, da, cu forțe noi. Au fost de toate, desigur, și lacrimi și tot, dar te pui, te uiți la copil că trebuie să cumperi și una și alta și te scoli și te pui la lucru. Asta este clar, asta. Cine are scop, cine vrea să dobândească, dobândește. Și respectiv, da, deja în luna martie, da, mi-am deschis întreprindere individuală, da, mi-am deschis ca să pot primi banii cash. Iată documentul, da, cum arată. Cine nu aude, poate să mai intrați încă o dată, da? Este sunetul, da, spuneți, fetele. Posibil că, ca să știu, se aude, mai intrați, fetele, da. Deci mi-am deschis întreprindere individuală pentru a putea primi banii deja cash. V-am spus că era suma acumulată, o să vă arăt. Și încă în luna martie n-am mai avut în familia noastră, da, o greutate, da, așa să zicem. Eu fiind de Baștină din Ucraina, da, acolo m-am născut, aici am venit în Moldova la studii și deja am rămas aici, da, m-am căsătorit. Mama, da, părinții mei sunt acolo, da, sunt în Ucraina, suntem din regiunea Cernăuți. În luna martie, da, mama mea a suferit o operație foarte grea, da, a stat mult în spital, și respectiv vă imaginați că trebuiau bani, da? Trebuiau bani și trebuiau bani urgent și bani mulți. Și numai datorită faptului că am avut suma asta acumulată pe contul meu, da, pe numărul de consultant, am luat și m-am dus rapid, într-o zi mi-am deschis întreprinderea individuală, da, mi-am făcut documentele, m-am dus la companie, am încheiat contractul cu compania, și peste un catalog deja mi-au transferat, da, am primit în aprilie, înainte de Paște am primit toată suma. Dar cu ușurință am împrumutat bani și am plecat la Ucraina și am putut să achit operația costisitoare a mamei și tot ce era necesar. Eu țin minte că, să fie mama sănătoasă, mama era în reanimare și într-o stare gravă, da? Și îmi spunea, ei mie îmi spun Dana, da? Dana. Îmi spuneau, Dana, de unde o să luăm noi atâția bani? De unde o să luăm? Și eu ziceam, mama, principalul să te faci tu sănătoasă. Zic, noi avem bani. Nu retrăi pentru asta. Bani avem pentru tot, numai să te faci sănătoasă. Este o temă grea pentru mine. Deci vreau să vă spun că datorită faptului că compania, da, lucrând aici, da, am avut posibilitatea să ajut familia, da? Să ajut mama. Deci ce este pentru oricare din noi, da? Un mare, să zicem, da, nu că scop, dar o dorință de a putea ajuta părinții, corect?
să puteți să dați la copii ceea ce este mai bun și să puteți să da la părinți ajutor. Asta este foarte important. Și iată, v-am spus că mi-am deschis contul, da? Și pe 3 aprilie, da? Pe 3 aprilie am primit banii la bancă. Unde, dacă nu se vede, e mărunțel aici, undeva era demărit, eu nu știu, Alona, la tine aici în camera de webinar, nu văd, undeva era un plus, așa, în fine, se vede suma echivalentul, da? 34.000, da? De lei, da, 34.000 de lei au fost suma care eu am acumulat-o, da, până la momentul deschiderii contului, da? Deci, când i-am primit, erau emoții de nedescris. Am schimbat în dolari, am trimis sora mea, da, la părinți în Ucraina, am avut și niște datorii care le-am închis deodată. Puteți să vă imaginați că era Paștele, da, în ajun de Paști și când am trimis bani, da, sorei, am zis, zic, cumpărați-vă, vă rog, ceea ce vreți gustos, da, pe masă. Și le ziceam că eu glumeam cu soțul, zic, când o să primesc bani, o să merg să-mi cumpăr icre roșii, iarăși chestii banale, da? Dar eu ziceam că o să merg să-mi cumpăr, da? Și anume din primul bani care să-i primesc, da? Și la Paște, într-adevăr, am cumpărat tot ce am vrut. Ne-am dus în magazin și poate cineva dintr-o parte se uita, zice, ce cu ăștia, da? S-au scăpat. Erau, da, asta, unde se pune, da, tot puneam, nici nu ne uitam la preț, da, cumpărătura a fost un cec așa mare, mare, nici nu știu, o să treceți prin asta, știți, când nu-ți permiți mult timp ceva, da, îți cumpărai deseori în frigider, fetelor, se spânzura șoarecele, da, cum este așa o vorbă. Da, am mâncat tot. Oi, Aliona. Da, și când deja vrei multe și îți cumperi și te bucuri de asta, ceea ce vă doresc și vouă, să reușiți, da, să puteți. Fiindcă, da, câteodată spune că banii nu sunt principalul, dar fără ei nu faci nimic, nu faci nimic, mai ales în ziua de astăzi. Unde te duci fără bani, da? Mergi în magazin, copilul vrea ceva, da? Dar tu te uiți la el, la ea și o tragi într-o parte, da? De la jucăriele. Sau de la ceva gustos, da? Că nu poți să permiți. Asta te doare sufletul, te doare inima că nu poți. Și cum pentru asta să nu muncești, să nu faci, să nu ieși tu din greutate și să poți să permiți. Eu întotdeauna zic la colegi, poftim, vă arăt cum eu am ieșit, da? Și totul e real, da? Totul e real. Nu, să nu credeți că o să vă amăgească cineva, că nu o să vă plătească, că nu este așa ceva. Compania deja acum și are 50 de ani pe piața internațională, da? Are un nume, are un prestigiu. Trebuie să fim mândri, da, să mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Asta eu vă arăt, da, vă arăt cum totul a decurs la mine, da, și ca un exemplu. Iată așa vine premiul, da, voi știți că când noi deja atingem nivelul de director, închidem titlul ăsta de director, a nouă ni se cuvine premia de 1000 de dolari. Iată, eu pe 25 mai, da, am primit premia aceasta, premia se achită în lei, da, în lei, la cursul Băncii Naționale, da, la momentul atunci când s-a plătit. Da. Așa, și v-am spus că am fost, da, participant, adică am intrat în programul ăsta care se numea Turbo Rost, da? Și să vă spun sincer, eu urmăream premiile astea care erau pe nivele, da, 12, 15, da,
până am crescut la director. Dar de premiu acesta, da, care se cuvenea pentru atingerea nivelului director, eu nu știu cum am uitat. Am scăpat din vedere suma asta și când mi s-a spus că eu beneficiez de premiul ăsta, că am îndeplinit condițiile, a fost așa o surpriză. Și taman mi-au venit pe numărul de consultant de ziua mea. Da, ziua mea este pe 21 iunie și acum s-a primit că s-a închis catalogul și s-a deschis taman, da, când se deschide după închidere, vezi banii care ți-au venit pe cont, da, și când am intrat și am văzut 20.550, a fost așa un cadou, da, foarte, foarte plăcut și, da, da, mersi mult și vouă să primiți cât mai curând. Și iată ce despre ce eu vă vorbeam, că dacă am nimerit în programul ăsta Express Director, da, am menținut nivelul de 22% de 6 cataloage la rând și respectiv încă 6, da, am primit 1000 de dolari și am mai menținut încă 6 cataloage și respectiv în iunie am mai primit încă o premie, da, aici venitul plus încă 1000 de dolari. Foarte, da, plăcut, foarte binevenit. Era pentru ce să muncești, da, face să muncești, sigur, și în companie, deci nu sunt doar premii, da? Dar sunt și, iată, banchetele acestea, banchetele de directori. Acum vara, da, am fost la primul meu banchet de directori. Vreau să vă zic că a fost extraordinar. Sunt sigură că voi, oricare din voi, ați văzut video de la acest banchet, da? Care este un videorolic, da? Despre banchet. Am fost cu niște emoții de nedescris, da? Să stai pe scena asta, să fii onorat, să fii felicitat, să simți că ești prețuit, da? Prețuit pentru munca care ai depus-o. Nu știu la care lucru, da? Obișnuit, da? Eu zic că la un lucru obișnuit. Sunt așa omagieri, da? Sunt așa premii, sunt așa călătorii. Nu este așa ceva, fetelor. Doar aici, da? Doar aici, în compania suedeză, da? În compania serioasă, în compania care prețuiește omul, da? Care vine, care muncește, care pentru, da? Arată rezultate. Extraordinar. Vă doresc și vouă cât mai curând să fiți pe scena asta, da, la banchetul de directori, să primiți cecul acesta, da, și nu numai acesta este primul, da, care se dă de 1000 de dolari, să beneficiați pe scara succesului, da, cum o vedeți așa aici, da, sunt multe trepte, da, și cecurile, sumele sunt tot mai frumoase, da. Și v-am spus că în afară de acest bal, da, cum spunem noi, bal pentru prințese, că într-adevăr aici te îmbraci în rochii frumoase și te simți într-adevăr ca o prințesă. Vă doresc asta cât mai curând, da, prinț și prințese. Și în afară de asta, da, am fost la conferința managerilor, da, prima conferință a managerilor, organizată de companie care a fost în Sharm el-Sheikh, da, în Egipt. A fost extraordinar de frumos. Am fost eu cu managerul meu, da, pe atunci era manager 15% Ana Saidakar, acum este în titlu deschis de director, da, o să fim la banchetul de directori vara aceasta. Și așa ca și Angelica, da, la sigur o să ne întâlnim la banchet, și Aliona și alți lideri, da, din echipă. A fost foarte frumos, da? A fost totul din contul companiei, da? Pentru persoanele noi care asistă acum, da, la webinar, să vă zicem că noi nu am achitat nimic pentru această călătorie, da? Deci compania ne-a făcut această călătorie absolut, da, din contul
din contul ei, da? Noi ne-am bucurat de toate manifestările care ne-au organizat, de frumusețea Mării Roșii, de atmosfera asta. Multe persoane prima dată au zburat cu avionul, au fost, așa cum și Ana mea, da? Prima dată a zburat cu avionul, au fost niște emoții de nedescris. Ea, în genere, tot așa mămică în concediu de maternitate și n-a avut posibilitate niciodată, n-a văzut marea niciodată și ea era așa, îmi spunea: Lora, uite acolo, Lora, uite aici. Într-adevăr, era foarte, foarte cu multe emoții. Ceea ce vă doresc și vouă și cred că mulți dintre voi sunt în calificare, da? În calificare acum pentru conferința managerilor din 2016, care va fi în Antalya, da? Și Istanbul, da? Pentru directorii de aur. Eu vă doresc din suflet, cine este în calificare, da? Să treceți cu succes, da? Fiindcă catalogul acesta, catalogul 1, este încheierea calificării, da? Vă doresc să încheieți cu succes și să ne vedem la conferință. O să fie ceva tot extraordinar și face să muncești ca să fii omagiat acolo cu așa cadouri, da? Cu așa călătorii. Vă doresc asta din suflet. Și ce mi-a plăcut asta, am găsit pe internet, dacă mulți dintre oamenii care eșuează în viață sunt persoane care nu au realizat cât de aproape au fost de succes în momentul în care au renunțat. Într-adevăr, așa este. Uitați-vă, cât de greu nu ar fi, da? Mai bine un pic odihnește, da? Ieși cu copilul afară, da? Distrage atenția de la lucru, da? Altceva, nu importă ce, da? Un pic relaxează, odihnește, ia-ți repaus și cu forțe noi continuă, da? Continuă, fiindcă ai pentru ce continua, ai pentru ce. În afară, v-am zis, bani, recunoștință, călătorii, da? Premii. Asta tot îți dă libertatea asta financiară, îți dă putere, îți dă, da, încrederea în viitor. Nu retrăiești că nu o să ai, da, bani pentru, da, copiii tăi mâine, poi mâine. Aici este siguranță, da? Venitul o primim regulat, da, odată în 3 săptămâni. Cum se termină catalogul, nouă mi se transferă venitul, da, fără întârziere și este venitul în creștere, da? Deci tu singur hotărăști cât tu vrei să câștigi, da? Cum, ce volum de vânzare tu faci, pentru ce companie îți plătești? Pentru că tu organizezi volum de vânzare în echipă. Cu cât mai mare volumul tău de vânzare în echipă, cu atât mai mare venitul, da? Deci tu singur hotărăști cât vrei să câștigi, da? Și să vă arăt, da, să vă arăt venitul care a fost primit recent, da, v-am arătat tot ce am avut premii și asta, iată, venitul din decembrie, da, la nivelul meu acum, sunt în titlu deschis de director de aur, da, iată, puteți să vă uitați, nu știu, ziceți, e bine, e rău, mai știți undeva unde se plătește așa? Cum vă pare? Eu vă doresc din suflet să vă realizați cât mai degrabă scopurile, da? Să atingeți și voi cum minimum vă doresc directorul de aur, da? Nu vă puneți scopuri mai mici. Totul este în putere. Nu este un vis. Toți am început de la zero. Toți am început de la zero.
Nu vine deodată așa sume peste noi, da? Dar cu timpul, da, crești. Crești, crești iată pe scara succesului, dobândești, te uiți unde vrei tu să ajungi, ce vrei să câștigi, da? Nu uitați că la noi în Moldova se dă și automobil, da, de la nivelul de director de briliant, da? Și totul este în mâinile noastre, da? Muncim cu sârguință, cu echipa, da? Doar împreună, doar împreună. Altfel nu reușești. Unul singur, da, nu face atâta muncă, da? Doar împreună cu echipa. Și atunci totul este real. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper că informația care v-am dat-o o să vă prindă bine. Da? V-am arătat că este într-adevăr real, v-am povestit viața mea, calea mea, a fost puțin cu emoții, așa sunt eu. Vă doresc succese, vă doresc catalogul acesta să-l încheiați, da, v-am spus cu un succes mult, mult, avem resurse, avem programe. Da. Ok. Seară bună, seară bună. Dacă aveți întrebări, poftim. Dacă nu. Da, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și succese cât mai mare în anul acesta.